Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi discutăm un subiect mai delicat și anume hate-ul. De ce? Oficial am și eu puțin hate pe canal. Nu mult, doar puțin, nu -o, o să mă afecteze videoclipurile, nu o să mă oprez din postat, stați ca totul merge bine. Dar ce să vedeți? Păi țineți minte că acum câteva zile am pus un videoclip cu misterul omului țap sau ceva de genul în care am găsit un articol pe Facebook, posta pe Junimea, linkul de la știrea asta de la cei de la Antena 1 despre o, nu știu ce, legendă urbană, bla bla bla, știți voi. Astăzi dimineață când intru pe net să văd notificări ceva de genul comentarii noi, văd câteva comentarii la videoclipul meu în care îmi spune cineva că, de fapt mai mulți mi-au spus că este videoclipul Ciordi, nu știu ce, vreo doi sau trei de ăștia cu poze cu Minecraft la profil, același lucru au zis, că videoclipul este plagiat. Și mai e unul care zice, e greu să fii original cu aia, ești penibil în PLM să copiezi orice vezi. Eu i-am dat răspuns, pe cine căcat am copiat? dă link să văd, am răspuns frumos, cum a răspuns el, am răspuns și lui. Faci asta pe cine? PLM, păcălești cu aia, uită-te în morții tăi de sclav pe canalul meu. Intru pe canalul lui, Văd că a pus el în aceea zi, din păcate pe YouTube nu ți arată la ce oră postează videoclipul decât dacă intri instant cum l-a pus până să facă 24 de ore, că după aia ți arată o zi, două zile, o săptămână, un an, tot așa. Într-adevăr, în aceea zi l-a pus, nu știu la ce oră, acum poate chiar el a văzut la mine videoclipul, cine știe. Dar eu vă spun sincer, jur că nu l-am luat de la nimeni, am și spus în clip că... Am văzut linkul de la articolul postat de cei de la antena 1.ro, am văzut linkul pe Facebook cu știrea, am văzut ce tâmpită e, ce stupidă, am zis hai să fac un videoclip, că de ce nu? Poate este ceva. S-a lăsat cu hate cum acum văd, mă rog. Și tipul o ține Paului că i-am furat videoclipul. El nu înțelege că i-am răspuns după ce am văzut că așa, i-am răspuns într-un comentariu la fel de agresiv cum mi-a răspuns și el mie. Nu stau să-l citesc acum pe tot, că e foarte lung. I-am umplut frigiderul, dar îl am umplut cu, cu stil. I-am explicat cât de prost este, cum era să zică cineva că-l copiez pe Rafael, că postez Minecraft sau că-l postez pe PewDiePie, că postez de-astea gameplay-uri, că practic același lucru a zis și el. Plus că zi, știrea nu a fost inventată de el nu are drepturi de autor pentru această știre, zicea că am luat-o de pe același link ca el, acum știrea a fost luată de pe a1.ro. a1.ro, unul dintre cele mai mari site-uri de astea de televiziune, că e de la cea antena 1, știri online și toate cele din țară. Trebuie să fii de ăsta internet sau televizor ca să nu auzi de ei. Așa că, dacă este era patronul celor de la a 1.ro sau autorul poveștii cu omul țap, îl credeam întreabă, de Andrei, dreptate că era a lui. Dar nu. Dacă cineva a postat un videoclip care discută un anumit subiect, nu e luat după nimeni, pentru că a fost cu cuvintele mele, cu scenariul meu, cu replicile mele, cu fundalul meu, cu ideile mele, am discutat chestii total diferite față de ce a zis el. M-am uitat la clipul lui, el n-a fost știască ce scria acolo, să dea scroll în jos, am mai zis două, trei glume de zoofil, pedofil și cam atât. Nimic interesant și multe înjurături de astea de țăran și vreo două, trei glume de astea de copil de grădință. Niciun copil de grădiniță n-ară de la ele. Eu am avut chestii total diferite, o să vă las descrie linkurile de la videoclipuri să faceți comparații, să-mi ziceți dacă l-am copiat sau nu. Eu, sincer, cred că nu l-am copiat. Dacă voi credeți că l-am copiat, treaba voastră crește ce vreți, dar eu vă spun că nu l-am copiat. Acum, fiecare cu părerea lui, țara liberă, avem dreptul la liberă exprimare, înțeleg. Și după ce mi-a scris mie că i-am copiat videoclipul, a aport acolo pe canal asta, la comentarii, subscriberii mei au venit în ajutor, au intrat pe canal la el, cum mi-a dat asta mie dislike-ul, a venit cu subscriberii lui la mine. I-am dat și ei mei, i-au dat și lui comentarii, că mi-au dat și ei prin pe Facebook, că, uite asta a vorbit de tine așa, i-am dat comentariu, uite așa. Intru și o să văd la clipul ăla, din nou, ce am mai pus acolo, după ce mi-a dat mie primele de-astea. Și am văzut că le-a din, le din videoclipuri, foarte frumos. Uh, nu din videoclipuri, din comentarii, mă scuzați. Că a comentariile celor care i-au dat acolo. Eu n-am șters un comentariu, sunt comentariile pe videoclip acolo. Dacă și l-o scoate el, asta e, eu vă spun, n-am scris niciun comentariu, sunt răspunsurile mele acolo, bla bla bla. Ce este acum? Ce m-a deranjat pe mine? Urmează acum Cireașa e pe tort. Mi-a făcut videoclip cu dedicație special, special în care a discutat despre mine. Asta mi s-a părut fenomenal. Deci dacă atât de important sunt pentru cineva încât îmi face videoclip în care discută despre mine, nu știu, mi s-a mărit inima. Ce discută asta acolo? Tot așa o ține Pauli cum că el a inventat clipul, el are drepturile de autor pe ideea asta cu omuțap. Deși cum era, să zicem, hai să dau un exemplu cu colectivul. El făcea un videoclip în care discuta despre colectiv. Și ați văzut câtă lumea a început să facă ăștia. Chiar și de la discovery a făcut documentar. Cum era să vină, cum era, dacă el făcea despre colectiv și două zile mai târziu sau când au făcut ăștia de la discovery documentar, S-ar fi dus și la aia de la Discovery să le zică că de ce a făcut despre colectiv, că el a făcut primul sau ceva de genul. Exact cam așa a făcut și el aici. Aceasta este cu o știre online pe mai multe site-uri. Eu am luat-o de la 1.0 pentru că ăsta mi-a apărut pe Facebook și este cel mai mare site de știri din ala acolo. Mai era realitatea.ne și încă câteva pe Google. Mă rog. Dați să ne întoarcem la subiectul principal și anume videoclipul cu dedicație pentru mine. Tot așa, cum am spus. O ține pa lui cum că am folosit videoclipul său. Că și că cum vorbeam eu un videoclip acolo, cu tot cu bâlbeiele mele, asta am zis scos de la mine, uh, că aveam notat pe o foaie toate ideile mele, care și că erau luate de la videoclipul lui. Dar eu v-am spus, vă las videoclipul în descriere și faceți comparți, să-mi spuneți dacă am ideile lui sau nu un videoclip. Dacă sunt ideile acelea, mă arunc pe geam, mă spânzur, văd eu ce fac. Mă rog. Și după aia ce face? S-a luat de subscriberi. Când am văzut asta, am văzut negru în fața ochilor. Bă, dacă ai ceva cu mine, ai personal, mă înjur pe mine, îți mă de mine. Dacă te iei de subscriberi, e, e, ca atunci când te înjură cineva de morți. Ce are cu morții tăi? De ce nu te înjură pe tine? Se ia de ce fără apărare? Așa și în cazul ăsta s-a luat de subscriberi care n-au nicio vină cu videoclipul și astea. Ca a zis, ăsta ce pozare are acolo, ăsta ce a comentat acolo. Asta e de om prost. Ce mi-a plăcut mie este că ăsta vorbea foarte rapid, se bâlbâia mai rău ca mine în unele videoclipuri, recunosc mă bâlbâi, nu sunt perfect, dar asta e prea de tot. Are și o voce de handicapat, într-adevăr are voce groasă, dar tot un subscriber de-a lui a zis în unele comentarii că ăsta are 13-14 ani. Și eu am 16, deci pe scurt cred că dacă ăsta mă vede pe stradă, la fugă și fuge la măsa. ce mi-a plăcut mie, tot așa cum am spus, salut de voi subscriberii, și mi-a pus videoclipul în descriere. De fapt mi-a pus canalul. Și le-a zis să-mi da, le-a zis subscriberilor săi să-mi dea mie dislike-uri. Că de ce nu? Că l-am copiat, că am numele cu 666 și că sunt satanist. Că da, dacă îți pui numele nickname cu 666 pe YouTube, e satanist. La fel cum e asta, că asculti rock și e satanist. În plan bunile chestiile de genul. După asta, ce am mai făcut? Dă la videoclipul la mine face. Hai să vedem ce videoclipuri avem noi aici. Dă ăsta la videoclipuri. Dă pe populare. Pune să pune cursorul pe ăla cu 10.000 de vizionări sau 9.000 câte are, ăla cu CSGO. -ul. A lăsat două secunde de a citit el primele cuvinte, descrie acolo tutorial CSGO download free și face pun pariu că are videoclip cum se cracuiește csgo -ul. Dă click pe video, Stă două secunde să citească din nou că atât de semi analfabetie și începe cu un râs din ăla de idiot. Să urle pe acolo. V-am zis eu, v-am zis eu, CSGO crăcuit. În primul rând, ce are că am postat tutorial cum se crăcuiește CSGO pentru că ce pun pe canalul meu e treaba mea, Tutorialele sunt tutoriale, sunt utile, mereu sunt oameni care au nevoie de ele și chiar a ajutat mult tutorialul ăla după aia face la fel și cu aceste surse. Poate nu s-a gândit că nu sunt așa mulți oameni care își permit să cumpere bani, să cumpere jocuri, pardon, să dea bani pe ele sau care să zgârciți, exemplu eu. Sau leneși care le să-și facă cont de PayPal sau să-și ia un PSF de la magazin ca să-și cumpere jocurile. Whatever. Și zicea că de clipurile mele că cu astea cu tutoriale. Eu nu văd de ce e ceva că am pus astea cu tutoriale ce îmi place mie este că m-am uitat și la videoclipurile lui și am văzut că are multe clipuri în care zice, conțin cuvânt, cuvinte precum lăbar și alte cele în care chiar s-a luat de copii care aveau videoclipuri pe YouTube. Probabil că tipul a vrut să facă ceva gen ai hate me reacționează la, numai că acesta își bătea joc de copii mici care au pus și ei videoclipuri pe YouTube. Sincer, să te iei de copii mici, fără apărare, care sunt mici, I-a luat părinții o tabletă să joace pe ea, au văzut pe unii care pun chestii pe YouTube, au făcut și un clip acolo, într-adevăr. Na, nu e cine știe ce să vezi copil mic care se prostește acolo acasă, dar totuși, așa de bun simț, ce copilul ăla? E și el mic, nu știe. Cum de nimeni, cum de niciun om, de când s-a născut știa să meargă, să vorbească, a învățat în timp, așa și toată lumea se maturizează. Deci tipul acesta, pe lângă faptul că îi place să facă hate, să se ia de oameni, de subscribe me, să și de copii de pe internet care aveau videoclipuri pe acolo. Așa că, dacă vreți să, nu știu, aveți o părere despre acest om, o să-i las canalul în descriere oricum și aveți o părere despre Sau dacă vreți să-i dați și lui un comentariu acolo să vedeți, să nu credeți că e vrăjeală că zic că se ia de copii mici pe internet, vă las linkul în descriere și de la clipul în care mi l-a făcut cu dedicație, de se pare că sunt important pentru el dacă îmi face clip cu dedicație, și cu clipul său cu omul țap, și clipul meu cu omul țap, să faceți comparația și veni și voi cu o ce aveți despre acest om. Sunt sigur că și el o să-și trimite acum subscriberii la mine pe canal și la acest videoclip, să mă înjure cel mai probabil, pentru că, de ce nu, așa fac toți. Da, eu unul, nu stau să mă iau la război. Nu vreau să pornesc cu război cum a fost între Smenta și Codrin, dacă vă aminte, de anul trecut, undeva prin iunie. Căci cam asta o să iasă. Nu am chef să mă iau la ceartă cu ăsta. Plus că e un copil prost de, trei, de, de 13-14 ani, care cel mai probabil e tare în gură în spatele monitorului. La școală e genul ăla de băiat gras de care își bate toată lumea joc de el. Bine, nu neapărat băiat gras, dar de la care își bate toată lumea joc de el pentru că e prost și bine îi fac. Eu unul dacă eram tasul băteam de trei ori pe zi plus seara ca supliment dacă vedeam ce face asta pe internet. Deci totuși stai de copii mici. E ca atunci când înjuri un om de morți că practic unu dai dovadă de necrofilie și doi dai dovadă de nu știu de nesimțire total că omul ăla nu poate să se apere și tu îl înjuri. E așa și cu copiii ăștia care își bătea joc de ei. Oricum eu sper că v-a plăcut acest videoclip în care am discutat despre acest Hater, dacă dumneata domnule, cum te chema, Mihnea Parcă sau ceva genul Mihai, Mihnea, ceva pe acolo care zicea că joacă CSGO și Minecraft, îți spun, potolește-te, stai în banca ta, fii băiat deștept, nu te da în spectacol, că o să vadă lumea cât de prost ești. Și ți-am spus, tu, eu dacă aș fi tai că tu aș fi dezamăgit de tine și te-aș la o frenat, sau cel puțin te-aș bate de terori pe zi plus seara ca supliment. Mă rog, hai că închei aici acest episod. Sper că toți ați înțeles ce am vrut să spun despre hate haterul acesta. Eu am vrut să fac videoclip despre el pentru că are un număr cam mare de subscriber de se pare că sunt oameni cărora le place să se uite la alții cum râd de copii mici. Mă rog, deci vedeți ce, ce în stare omul acesta și oamenii lui, mă rog. Deci din nou, eu sper că v-a plăcut. Scrieți-vă și voi părerea în acest, la comentarii la acest videoclip. Și până data viitoare, ceau les!